marcheze, logic. Balonul rămâne în teren. După acea lovitură liberă este penalti, da. Este imprudență, este incredibil ce poate să facă Lorenzo Fonseca. Îl împinge pe Iani Stoica, minutul 79, decizie extrem, extrem de importantă. Vom avea reluarea, însă acolo Lorenzo Fonseca putea face orice altceva, numai să nu pună mâna pe adversar sau cel puțin să-l împingă. Efort extraordinar al lui Popa, care ține balonul în teren. Iată-l pe Fonseca ce face. Acesta este moment. N-are nicio legătură. El încearcă să înainteze spre balon, dar îl împiedică pe Ianis Stoica. Se împiedică și el, este faul. În 9 din 10 astfel de situații, în afara careului, se acordă lovitura liberă, evident. Penalti pentru Universitatea Cluj. Șansă mare, minutul 80. Dan Nistor, experiență pentru Dan Nistor. Și Universitatea Cluj are această oportunitate de a veni în avantaj la Piatra Neamț. Moment extrem de important. Boyson Winnie, centralul Vlad Băban, este atent la toate detaliile. Moment tensionat, responsabilitate pentru Dan Nistor. Să vedem, este gol. Este 2-1 pentru trupa lui Ovidiu Sabău, care încearcă, iată, să-și facă misiunea ușoară. Vor fi alte 10 minute, alte 10 minute la fel de tensionate. Meciul nu este terminat. 2-1 pentru Universitatea Cluj, care a suferit pentru că și-a făcut meciul greu. Dar Nistor, încercând să-i mai explice câte ceva lui Andrei Pițian, Nistor, execuție încă o dată sigură, serioasă. Nu ghicește Boyson Winnie și iată, în acest minut 81 în care am intrat. Clujenii au 2-1.